Cu aceasta trecem la următorul vorbitor. Este vorba de domnul Răzvan Copoiu, director general Sinifi România și Europa de Sud-Est. Bună ziua! Poftiți, domnul Copoiu. Mulțumesc, domnul Tănescu, și mulțumesc și organizatorilor. Încă un panel foarte interesant legat de lumea post-pandemică și România, în special. Ca o mică introducere, pentru că aș vrea oricum să continui foarte repede ce s-a vorbit mai devreme, eu vreau să mă axez zona de construcții pe partea de clădiri, și anume de standarde, norme, fonduri care ne pot aduce în zona aceea de creștere în sustenabilitate. Dar ca să fac o mică paranteză, Signify, ca și nume, poate este mai puțin cunoscut pentru că este de curând un nou brand, este o rebranduire a companiei Philips Lighting. După cum știți, e vorba de iluminat, iluminatul tradițional și iluminatul cu LED. Philips a fost prima fabrică din lume, da, de corpul de cuptor iluminat, generația Edison, ca să spun așa. Dar în continuare de lider mondial, inclusiv partea de LED. Și aici aș vrea să comunicăm cumva, prin intermediul meu, punctul nostru de vedere, ca și companie lider în iluminat și vorba de iluminat eficient și inteligent. Nu mai vorbim doar de un bec, vorbim aici de o lumină care poate fi dinamic reglată în diverse scenarii. Cum vedem asta în România? Ce se întâmplă în România? Pentru că într-adevăr acoperă mai multe țări. Vreau să vă spun că, spre surprinderea mea oarecum neplăcută, România este undeva foarte jos în această cursă a sustenabilității clădirilor și a zonei de smart. Sunt țări, vorbesc de Polonia, dar nu numai, și Croația, Slovenia, inclusiv chiar și Serbia, unde aceste introducerea tehnologiilor noi, și mă refer aici la iluminatul inteligent, da? Deci cel conectat, prin care poți să reglezi, să faci clădirea inteligentă. Și atenție, nu vorbim doar de un bec reglabil pe intensitate, vorbim aici de, pentru că a înlocui cu LED este o parte și e bună în zona de eficiență energetică. Dar dacă mergem în zona de smart și acolo vorbim de sustenabilitate, de viitor, ce putem să schimbăm pe scenarii, acolo România nu a făcut foarte mulți pași. Și dacă plec întâi în zona de clădiri publice, există standarde internaționale care sunt aplicate deja în alte țări, și anume de standardele NZEB, da? de Near Zero Energy Building. În România sunt doar la capitolul recomandări. Și asta se vede și în calitate. Pentru că, iar lumina, poate că înainte era ceva simplu, erau consumabile, schimbai niște becuri. Este mult mai mult decât atât acum. Pentru că, dacă iau ca și exemplu școlile, e vorba de calitatea luminii. Înainte nu puteam să reglăm intensitatea, adică puteam să reglăm doar intensitatea, dar acum reglăm și culoarea luminii. Și asta înseamnă copiii pot vedea mai bine și pot concentra mai bine. Toate aceste lucrurile sunt cumva adunate în anumite norme europene și care ar trebui aduse în România. Ele deocamdată, așa cum am spus, sunt doar la capitolul recomandări. Chiar facem acum cu Energy Policy Group un proiect pilot pentru o școală NZEB în România. Deci în 2021, el va fi poate finanțat în 2022. Deci abia acum, pentru că acele standarde sunt deja de câțiva ani. Acesta e un fel de semnal de alarmă de a spune că este bine să ne dorim sustenabilitate, dar trebuie să și aplicăm. Trebuie să punem niște reguli. Pentru români, în general, trebuie să punem niște reguli ca să întâmple ceva. Altfel, rămân doar ca și recomandări. Dacă merg în zona de clădiri private, acolo sunt poate mai mulți pași făcuți. Sunt unii chiriași chiar pun niște condiții și iar și constructori. Și aici, cred că și domnul Vașu poate confirma, sunt niște condiții de sustenabilitate, acele standarde BREEAM și LEED. Se fac câțiva pași, dar ca să vă fac așa o radiografie ce se întâmpla înainte de pandemie, poate că pentru noi pandemia este un lucru bun ca un fel de duș rece pentru piața de clădiri inteligente. Nu se doreau clădiri inteligente. Până în 2019 se dorea doar cel mai ieftin LED. E adevărat că trebuia să fie LED, da? Ca să fie consumul scăzut de energie, dar nu se, oricât de mult împingeam mai departe tehnologia, conectivitatea, conectivitate cloud, să poți să integrezi într-un VMS, întotdeauna ne loveam de capitolul cel mai mic preț. Și iar în construcții, așa am observat că este cursul firesc, după ce se construiește toți banii, la final mai rămâne zona de electric, poate, nu știu, prize, întrerupătoare și lumini, întotdeauna cel mai mic preț. Când acolo este, de fapt, impactul cel mai mare în calitatea vieții. Mult mai mult decât în zona de betoane. Da? Și iar e un alt mesaj pe care vreau să-l transmit.
așa cum spunea și iar repet, pentru că se pare că avem aceleași viziuni și aceleași rapoarte din cadrul companiilor. Deci, domnule Erbașu, investiția într-o clădire sau partea de costuri într-o clădire din România este mai mică decât în Polonia. Pentru că, mă rog, Polonia face spune că ar fi o zonă similară cu noi. Jumătate din costurile pe care le se acordă sau se aplică în Polonia, deci față de Polonia, jumătate este România. Deci se urmărește întotdeauna o investiție cât mai mică în partea aceasta de calitate. Și eu revin și de sustenabilitate. Pentru că asta ne dorim. Asta, sustenabilitatea vine împreună și cu tehnologie. Tehnologia ajută. Dacă acum câțiva ani nu exista zona de smart în zona de iluminat, acum despre acesta vorbim. Clădirea smart și așa mai departe, construcțiile smart. Pentru a putea, să zic așa, concluziona într-o anumită direcție, din punctul nostru de vedere, Signify promovăm cât putem partea de sustenabilitate. Chiar compania noastră a fost premiată anul trecut în septembrie, având zero emisii de carbon. Deci am trecut de puținele companii care au reușit să își reducă amprenta de carbon printr-un mix de achiziție de energie verde și scăderea costurilor să ajungă la 0%. Deci avem în spate o întreagă armată de specialiști. Și aici ajung la partea de specialiști, cum pe care iar am auzit-o și la antevorbitorii mei. Nu sunt suficient specialiști în România. Mă refer aici, în cazul meu, la calitatea iluminatului. Facem cursuri, bineînțeles, dar ca și concluzie până acum, România, comparativ cu alte țări, nu se acordă deloc importanță calității luminii și în același timp în clădiri și în același timp și a aplicării standardelor. Și aici este un, așa cum am mai spus, este un mesaj de a încerca în direcția în care avem acum fonduri dedicate pentru așa ceva, și mă refer la Green Deal, la proaspătul semnat și aprobat Fond Național de Redresare și Reziliență. Există acum fondurile, dacă doar aplicăm ceea ce există în Europa, deci standardele europene, nu mă refer la un standard special, la un cerere de acolo, care încă nu sunt aplicate aici, sunt doar cu titlu de recomandare, vom face acel salt calitativ mult diferit față de vechiul curs al lucrurilor, ca și în 2019, ce să spun. Aș vrea să termin cumva cu o notă pozitivă, și anume că, într-adevăr, în pandemie, în toate discuțiile cu proprietarii de clădiri sau constructori de clădiri, am observat, e un plus-minus, așa, adică o discuție de genul: nu mai avem chiriași, nu vrem să mai creștem atât de mult, pentru că totuși chiriașii ori nu se mai întorc, ori își micșorează spațiile din interiorul clădirilor. Dar acum se dorește, în sfârșit, calitate, diferențiere, diferențierea între o clădire normală și una care are un standard ridicat de eficiență energetică, calitatea luminii și așa mai departe. Asta mă bucură, îmi doresc să existe trendul ăsta din ce în ce mai mult. Avem deja discuții, am spus, cu companii internaționale care deja au niște indicatori, niște KPI în direcția aceasta, și mă bucur să văd că se întâmplă. Mi-aș dori să apară astfel de direcție și în zona de clădiri publice, sau, cum am spus, școli, spitale. Și ca și o concluzie, ne trebuie și specialiști. Ar trebui să existe specialiști în fiecare domeniu, în zona de aplicabilitate a standardelor, dar și la primării, la comisiile care fac recepțiile și mai departe, trebuie să existe specialiști. Un exemplu foarte simplu din teren, pur și simplu din teren, s-au implementat un standard de într-o clădire de atenție publică, deci nu privată. Firma care a venit să verifice măsurătorile nu avea un aparat reglementat, adică autorizat sau operemelizat. A verificat un aparat luat din comerț, nu știm dacă datele erau corecte, despre asta vorbesc. Adică era doar un exemplu izolat să înțelegeți că nu se aplică riguros o astfel de urmărire a calității, în principiu vorbim aici, și la eficiență energetică. Pot să mă opresc aici și domnul Alexandrescu, dacă sunt întrebări.